Bună seara și bine ați venit la primul webinar ONG Online din seria celor trei dedicate domeniului serviciilor sociale. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul programului Școala Digitală pentru ONG-uri, program creat de Asociația TechSoup și voi modera acest webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup România, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud. Puteți consulta toate resursele disponibile pe site-ul programului techsoup.ro. Peste 3.000 de organizații sunt deja înregistrate și validate în program. ONG Online este un program complementar programului TechSoup. Pornit în 2016 cu sprijinul Fondului ONG România, acesta a venit ca un răspuns la nevoile organizațiilor de training profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online. Pe site-ul ongonline.techsoup.ro găsiți deja toate webinarele și resursele dezvoltate și oferite până acum. Astăzi începem cu primul webinar din seria celor trei dedicate organizațiilor non-profit din România care desfășoară sau vor să desfășoare activități în domeniul social. Seria este construită datorită prietenilor noștri de la Organizația Umanitară Concordia, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii sociale din România. Concordia aduce în aceste webinarii gratuite expertiza lor extrem de îndelungată de furnizori de training specializat pentru managerii de servicii sociale, coagulate în Concordia Academia. Trainerul webinarului de astăzi este Mariana Armen, psiholog clinician și psihoterapeut. Mai multe despre ea și experiența ei o să povestească chiar ea în câteva momente. Până atunci, înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după, în secțiunea de chat, în secțiunea de întrebări. Orice întrebări veți avea pe parcurs sau după prezentarea Marianei, le puteți scrie în această secțiune, iar eu le voi citi la sfârșit și Mariana va răspunde la ele. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru registrare. Mariana, când vrei, poți începe. Îți vedem ecranul? Totul este bine. Da, te auzim perfect. Mă bucur că suntem astăzi aici împreună. Eu sunt Mariana Armean, sunt psihoterapeut și psiholog clinician, așa cum Ana a precizat acum, însă sunt și trainer în cadrul Academiei Concordia. Mai exact, trainer în cadrul programului pentru specialiști practicieni în servicii sociale. Acesta este un nou program inițiat anul trecut în parteneriat cu o academie din Austria, Academia Vorarlberg. Mă bucur foarte tare că suntem împreună și chiar mă uitam că numărul de participanți pentru acest webinar este de 28 și mă gândeam că suntem foarte bine pentru o grupă de curs. Sau ne putem întâlni, desigur, la Cafeneaua Concordia, să bem o cafea împreună și să vorbim despre ce ne preocupă în domeniul serviciilor sociale. Aș vrea să vă fac o mică prezentare despre Academia Concordia. Aceasta este o academie tânără și, de asemenea, ne propunem să fim lideri naționali și regionali în formare profesională pentru specialiștii din domeniul social. Avem și un motto, profesioniști mai buni, servicii sociale mai bune. Știm cu toții cât de mult înseamnă serviciile sociale în România și că încă putem spune că suntem la pionierat în acest domeniu. Misiunea Academiei Concordia este de să oferim specialiștilor din domeniul social
programe de formare inovative și recunoscute, susținere și consultanță în vederea creșterii calității serviciilor sociale. Am văzut în cadrul organizației noastre, pentru că, așa cum a precizat Ana, este una dintre cele mai mari organizații furnizoare de servicii sociale licențiate din România. Desigur, având o organizație atât de mare, cu peste 100 de angajați, am constatat că procesul de instruire permanentă este unul extrem de important și ne-am gândit că dacă pentru noi este atât de importantă instruirea, cu siguranță este și pentru ceilalți furnizori. Și de aici ideea Academiei și ideea aceasta specifică în acest domeniu. Portofoliul cursurilor noastre este unul complex. Avem produse ce țin de managementul în servicii sociale, specialiști practicieni în servicii sociale și supervizare în servicii sociale. Oricând puteți să ne contactați pentru oricare dintre aceste trei produse sau pentru alte servicii pe care noi le oferim. Deja acestea sunt, să spunem așa, testate cu succes și câteva grupe de curs au finalizat programele noastre, iar feedback-urile care apar sunt unele dintre cele mai bune. Ce aș vrea să discutăm astăzi? Unul dintre modulele de training, cel de practicieni în domeniul social, a abordat câteva elemente pe care, de altfel, le-ați auzit, sper. Și aici o să vină și o primă întrebare pe care Ana o să vă adreseze la început de explicații. Și aceasta este: câți dintre voi ați auzit de genogramă ca instrument de evaluare psihosocială? Puteți selecta simplu varianta de răspuns potrivită pentru dumneavoastră. Câteva secunde să voteze toți. Mulțumim. Mariana, poți să vezi rezultatele? Foarte interesant. Am auzit în facultate, am auzit de la cursuri de instruire 29%, 29% am auzit în facultate, 43% nu am auzit până acum. Este minunat și mă bucur foarte tare că discutăm despre acest tip de instrument. Acesta ne-a fost prezentat pe larg de către profesorii noștri din cadrul Universității din Vorarlberg. De ce? Pentru că colegii noștri din Austria au constatat că acest instrument nu este doar unul grafic pe care să-l completăm cu ușurință sau poate că unii dintre noi considerăm că puțin mai dificil, ci este un instrument cu valoare de diagnostic social. Asta înseamnă că atât din experiența lor, cât și din experiența noastră de până acum, putem spune că s-a dovedit a fi unul extrem de util. Ce reprezintă genograma? Așa cum spuneam, este un instrument grafic de reprezentare a familiei, folosit în evaluarea socială, având valoare de diagnostic social. Atunci când discutăm cu o persoană, fie copil, fie adult, de foarte multe ori, atunci când discutăm de situații problematice de viață, când aceștia ni se adresează, constatăm că le este extrem de dificil să folosească cuvinte despre familia din care provin. Fie că relațiile din cadrul acestei familii nu sunt unele dintre cele mai armonioase, fie că nu și-au cunoscut unele dintre rude, fie că s-au întâmplat lucruri care i-au făcut să nu-și dorească să mai discute despre asta. Și atunci modul acesta grafic în care noi putem reprezenta familia devine unul foarte atractiv pentru aceștia. Ne este și nouă mai simplu să putem schița întregul orizont al familiei și atunci și beneficiarii noștri cu care lucrăm au o altă imagine asupra vieții lor. Acesta poate fi realizat de către asistenți sociali, psihologi, psihopedagogi, dar și educatori sau personal din serviciile de protecție a copilului, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din țară. Desigur, trebuie să instruiți în a recunoaște simbolurile cu care genograma operează. O să și vedem câteva dintre simboluri, desigur nu toate.
Este o modalitate de a reprezenta grafic membrii unei familii și evenimentele semnificative a istoricului acesteia de-a lungul mai multor generații. Atunci când discutăm cu un adult, esențial în cadrul genogramei este să reprezentăm minim trei generații, astfel încât tabloul familiei din care provine beneficiarul nostru sau clientul nostru în cazul terapiei să fie unul cât mai complet și cât mai complex. În cadrul genogramei, cu ajutorul acesteia, ne dăm seama care au fost relațiile din acea familie, dacă s-au perpetuat anumite situații de viață, dacă au existat, să spunem așa, traume, dacă au existat boli care s-au transmis. Au fost în experiența noastră mai multe situații în care beneficiarii noștri și-au dat seama de lucruri pe care nu le conștientizaseră până în momentul acela. Din punct de vedere terapeutic, consider că genograma este extrem de valoroasă, pentru că în felul acesta putem avea o imagine de ansamblu vis-a-vis de ce simte clientul nostru, care sunt lucrurile care pot fi construite, care sunt lucrurile, care sunt vulnerabilitățile pe care clientul nostru, beneficiarul nostru le are în raport cu întreaga familie. Putem să îi readucem aminte de faptul că acesta nu este singur. Cred că de foarte multe ori vi s-a întâmplat ca beneficiarul, clientul vostru să vă spună: eu nu am pe nimeni, eu nu am cu cine să vorbesc, nu există niciun sprijin. Și nouă, profesioniștilor, să ne fie destul de greu să aflăm atât istoricul acestuia, de unde provine, care au fost lucrurile din familia de bază și cum anume putem să-l ajutăm în reconstruirea propriei vieți. Când vorbim cu tinerii cu dizabilități sau despre tinerii cu dizabilități, ne dăm seama că aici lucrurile sunt și mai complicate. Ne dăm seama că de foarte puține ori aflăm lucruri din dosarele cu care aceștia vin la noi. Pentru că, desigur, în serviciile sociale solicităm o serie de documente care stau la baza istoricului acelei persoane. Nu de puține ori am constatat că sunt trei hârtii sau o anchetă socială făcută din birou și atunci imaginea despre istoricul acelei persoane este incompletă, ceea ce nu ne ajută cu nimic în a face un plan de intervenție serios și cu care să putem avea succes mai departe. Dacă vorbim de persoanele cu tulburări psihice, genograma este de un și mai mare ajutor. În sensul în care persoanele cu tulburări psihice într-un episod psihotic în desfășurare ar putea avea ideea că scriem lucruri multe despre persoana sa și atunci suspiciunea acestuia să fie și mai mare și chiar să nu poți să iei notițe, să-și dorească foarte tare să vadă ce ai scris. Pe lângă faptul că am putea să îmi pierdem din vedere lucruri esențiale despre ce simte persoana, care sunt emoțiile sale, tocmai pentru că stăm și scriem zeci de pagini în dosarul beneficiarului. Cu ajutorul acestei scheme grafice, adunăm informația mult mai structurat. Ne dăm seama de, practic este arborele genealogic sub o altă formă. Ne dăm seama de rolurile din familie, unde este reprezentată persoana, respectiv clientul, beneficiarul nostru. Atunci când completăm genograma pentru un copil, lucrurile sunt mai drăguțe. Acesta poate fi implicat activ în a construi genograma și poate fi mult mai deschis în a povesti ce s-a întâmplat cu el. Unde este mama? Unde este tata? Putem să-l lăsăm ca și pe el să facă unele dintre desene. Pe ecran aveți de altfel câteva dintre simbolurile de bază ale genogramei. Veți vedea atât în dreapta ecranului cât și în stânga cum este reprezentată căsătoria, cum este reprezentat divorțul, cum este reprezentată familia. Spuneam că în cazul unui copil putem să mergem doar la persoanele cunoscute, să putem merge doar la copilul prezent în fața noastră și la familie, bunicii, dacă este posibil. În felul acesta avem o hartă a resurselor umane pe care le putem folosi în intervenția noastră personalizată pentru acel copil. Bineînțeles, persoana pentru care facem genograma va vedea că nu sunt lucruri ascunse despre sine. Va vedea că ne încercăm să facem sub forma aceasta grafică să aibă sens povestea sa. Nu va exista niciun fel de alte informații necunoscute, ascunse,
nu-mi dau seama dacă vi s-a întâmplat în munca voastră ca beneficiarul să spună, știți cât de mult a scris doamna psiholog? Știți cât de mult a scris asistentul social care a venit la mine? Pagini întregi. Desigur, recomandat este ca notițele să le iei imediat după intervenție, după discuția pe care o ai cu beneficiarul. Multe dintre informațiile pe care aceștia ni le precizează sunt pierdute dacă nu sunt notate pe loc. În felul acesta, schițând aceste forme, aceste simboluri, desigur, păstrăm toată informația de care noi avem nevoie pentru a face un plan de intervenție cu fiecare dintre clienții cu care noi lucrăm. Iarăși, dacă vă uitați, universul familiei este unul foarte complex. Avem de la simbolul decesului până la simbolul avortului, până la simbolul divorțului. Sunt extrem de multe alte situații. Există simboluri suplimentare pe care vi le pot transmite ulterior printr-o prezentare și simboluri de boală, simboluri de pierdere de sarcină care pot fi adăugate pe parcursul realizării genogramei. Bineînțeles, și mai multe informații și mult mai complexe găsiți în condițiile în care sau în cazul în care decideți să participați la cursurile pe care noi le oferim în cadrul Academiei Concordia. Cum spuneam, genograma poate fi făcută cu orice membru al familiei, chiar și cu părinții beneficiarului nostru. Poate beneficiarul nostru nu cunoaște întreg istoricul familiei și atunci avem nevoie să discutăm cu unul dintre aparținători, să vedem care este varianta acestuia și cât de mult știe, cât de mult cunoaște copilul situația familiei din care provine. La ce ne ajută genograma? Ce facem cu ea, de fapt? Pentru ce o facem? Putem avea o privire rapidă de ansamblu. Putem recunoaște rapid posibilele provocări. Ne dăm seama că sunt informații lipsă sau ne dăm seama că, de fapt, avem resurse cu care să lucrăm, în afară de beneficiarul nostru, care de obicei vine cu o paletă atât de largă de probleme, că de foarte multe ori ne-am gândit, Doamne, dar eu de unde o să încep? Pentru a afla mai multe detalii despre o situație problematică, deoarece genogramele determină să fie spusă istoria familiei. Este foarte important să aflăm de la beneficiari istoria familiei. Este foarte important pentru că ne dăm seama în ce punct se află acesta în momentul în care el ne cere ajutor. Din punct de vedere terapeutic, folosesc genograma tocmai în a povesti cu mai multă ușurință despre unde se plasează persoana care are o nevoie, care sunt relațiile din jurul persoanei respective, pentru că ele pot fi extinse la familia lărgită, poți să-ți dai seama câte persoane vrea să introducă în genogramă, cât de mult cunoaște, cât de mult este dispus să vorbească. Dacă nu este dispus să vorbească, oare de ce nu este dispus să vorbească? Ce s-a întâmplat acolo? Asta îmi dă mie posibilitatea să identific stările de vulnerabilitate ale pacientului care se adresează serviciilor noastre. De ce aș folosi genograma? Cu ce mă ajută pe mine? Sistemele familiale tind să se repete modelele lor. Ce se întâmplă într-o generație se repetă adesea în generația următoare. Am constatat în cadrul realizării genogramelor cu beneficiarii noștri că își dădeau seama că există comportamente transmise din familie în familie, pentru că așa se făcea la noi, fix pe modelul acesta, fără să conștientizeze până în acel moment de ce era într-un fel un anumit tip de comportament. De ce în familia de bază erau respectate sau nu erau respectate anumite lucruri. De altfel, de ce mai facem asta? Pentru că putem să recunoaștem și să identificăm care sunt resursele din cadrul familiei de bază a beneficiarului. De foarte multe ori, beneficiarii vin și au câteva frânturi de informații despre acestea. Procesul de culegere a datelor este unul anevoios. Oamenii nu își amintesc de fiecare dată ce s-a întâmplat cu unchiul, ce s-a întâmplat cu mătușa, ce s-a întâmplat că aveau și un nepot, aveau și o bunică, aveau și un tată, aveau și o mamă. În cazul copiilor abandonați, situația este una delicată. Discutăm
despre familia copilului până în punctul în care acesta poate să o redea. Desigur, culegem și date din dosarele beneficiarilor pe care le avem la dispoziție sau le construim atunci împreună. Un alt răspuns la întrebarea de ce aș folosi genograma este unul foarte simplu și pe care cu siguranță îl veți găsi cumva amuzant, pentru că nu poți să-ți alegi rudele și de altfel nici nu trebuie să te jenezi de rude. După ce v-am povestit foarte pe scurt despre genogramă, aș vrea să punem și întrebarea numărul 2 pentru voi și să vedem cât de utilă vi se pare genograma în munca voastră pentru domeniul vostru de activitate. Cât de utilă o vedeți după așa un scurt intro de prezentare. Așteptăm câteva secunde. Mulțumim. Deci avem așa, ca și procente. Este foarte utilă 59%, puțin utilă 5%, deloc 0%. Sunt foarte surprinsă și încântată. Încă nu pot să spun 36%. Am folosit genograma din momentul în care profesorii noștri din Austria, mulți dintre ei terapeuți, ne-au prezentat-o și ca instrument terapeutic, realmente în munca mea mi-a fost de mare ajutor. Tocmai pentru că mi-a deschis o posibilitate de a discuta cu persoana pe care o consiliez într-o altă dimensiune, pe care desigur o foloseam, însă nu în forma aceasta. Surprinzător, de obicei ne raportăm la problema cu care clientul nostru vine, încercăm să vedem istoricul problemei și să vedem cât de mult sursa problemei se află în trecutul acestuia și în familia de bază, însă nu folosim tot timpul toate resursele pe care le putem avea la dispoziție și resurse ce țin de familie. Mi-am dat seama de-a lungul timpului în munca mea că foarte multe dintre situațiile stresante și traumatizante cu care clienții vin, cu care beneficiarii noștri vin, provin din cadrul familiei extinse, provin din obiceiurile pe care acestea le-a dobândit de cele mai multe ori inconștiente, provin din temerile pe care aceștia le au cu privire la ce se întâmplă acolo și nu numai atât. Ce mi se pare și mai util, provin din comportamentele preluate din cadrul familiei, patternurile pe care le avem, tocmai pentru că am fost influențați atât de mult și, desigur, de foarte multe ori ne-am surprins, poate și pe noi, eu nu o să fac așa, eu o să fac altfel. Cu siguranță n-am să urmez același plan pe care l-au urmat ai mei. Cât de familiare vi se par aceste afirmații? De câte ori v-ați lovit de tipul acesta de răspuns atunci când tinerii cu care lucrați, beneficiarii cu care veniți în contact, fie că sunt copii, fie că sunt adulți, vă spun, eu niciodată n-am să fac ca mama, niciodată n-am să fac ca tata, eu n-am să fiu așa, eu am să fiu altfel. În realitate, ne dăm seama după ce întocmim genograma și vă invit, dragi colegi, să faceți acest lucru pentru voi, ca și exercițiu de punere în practică, dar și care relevanță pentru istoricul familiei voastre. M-aș bucura foarte tare să aud cum a fost pentru voi acest exercițiu la un moment dat, într-un follow-up sau trimițând pe mail informațiile acestea și să împărtășiți cu noi dacă ați descoperit lucruri semnificative despre voi sau despre familia voastră și care v-au ajutat, care v-au îmbunătățit relația cu familia sau dacă v-au relevat anumite situații pentru care nu ați avut explicații. De asemenea, în cadrul Academiei Concordia, în cadrul cursului pentru practicieni, folosim foarte mult reflecția. Acest termen nu este extrem de utilizat în practica noastră de zi cu zi. Nu auzim de foarte multe ori, cum adică folosim reflecția?
atenția. Ce e asta? O pierdere de vreme? Adică ce? Stăm și ne gândim? Da, stăm și ne gândim. Și folosim asta pentru a ne da seama ce se întâmplă în familia noastră, ce s-a întâmplat nu doar cu noi, ce s-a întâmplat mai ales cu beneficiarii noștri. Aveți pe ecran câteva dintre întrebările esențiale pe care eu le folosesc atât în cadrul ședințelor de terapie, cât și în cadrul serviciilor oferite. Desigur, în cadrul cursurilor Academiei Concordia, toate aceste informații sunt pe larg dezbătute și mult mai în profunzime abordate. Noi avem un timp limitat la dispoziție și încercăm să fim cât mai eficienți, să spunem suficient de multe lucruri încât să le puteți aplica de mâine în organizația voastră sau în activitatea pe care voi o desfășurați individuală sau profesională. Și unele dintre întrebările acestea, și vă invit să vă gândiți la ele acum când stăm de vorbă sau după ce se închide sesiunea, sunt fundamentale. Iar asta ne-au învățat colegii noștri din Austria, profesorii noștri. Ei pun aceste întrebări. Ce înseamnă reflecția? A reflecta este a gândi, a observa prin analiză. Practic este oglinda. Este oglinda ta. Și vă invit, dragi colegi, să vă uitați în oglinda vieții voastre și să vă gândiți puțin. Ce anume vi s-a transmis ca și imagine despre căsnicie? Să vă gândiți cum erau gestionate conflictele în familia din care proveniți, pentru voi și pentru beneficiarii voștri. Cred că în momentul în care faceți exercițiul acesta personal, cu siguranță veți putea să-l aplicați și mai bine cu beneficiarii cu care lucrați sau cu clienții voștri în ședințele de terapie. Cum se discuta despre sexualitate în familia voastră? Care erau regulile nescrise? Ce valoare aveau banii pentru părinții voștri, pentru voi atunci când erați mici? Ce auzeați de la familia voastră despre acest lucru? Ce ați preluat din familia voastră? Care sunt lucrurile, bagajul cu care voi ați plecat în viața independentă? Astea sunt lucruri esențiale pentru beneficiarii voștri, dar sunt lucruri esențiale și pentru noi, pentru a ne cunoaște mai bine pe noi înșine. Cât de mult păstrezi relația cu familia? Cu siguranță atât beneficiarilor sau cu atât mai mult beneficiarilor, dar și nouă personal ni s-a întâmplat să spunem ar fi trebuit să merg acasă, să mai vizitez familia, dar nu știu, n-am avut timp atât de mult, am fost ocupată, m-am dus la munte, am avut mult de lucru, n-am timp să mă duc chiar până acolo. Oare de ce facem asta? Ar fi important să ne răspundem la aceste întrebări, dar și mai mult de atât, pentru că acesta este un act personal, de reflecție personală, să puneți aceste întrebări beneficiarilor cu care lucrați. O să fiți surprinși de răspunsuri. Dacă discutăm despre sexualitate și cum s-a discutat cu beneficiarii despre sexualitate, în contextul genogramei, o să ne dăm seama că lucrurile nu sunt chiar atât de simpatice. O să ne dăm seama poate și despre noi că lucrurile nu au fost atât de simpatice. Că am aflat de la prieteni, că am aflat de la școală, că ne-a povestit cineva, că de fapt era un subiect tabu și că de fapt niciodată nu se discuta despre asta. Și atunci mă gândesc ce preiau eu, cu ce am plecat eu de acasă, care a fost bagajul meu. Dacă vorbesc despre imaginea despre căsnicie, la fel, întrebați beneficiarii cu care lucrați. Georgel, cum era atunci când erai tu mic? Ce se vedea la tine în casă? Care erau lucrurile care se întâmplau acolo? Ce imagine aveau mama și tata în viața ta? Chiar dacă aceștia nu mai sunt în viață, puteți să puneți și vă încurajez să puneți această întrebare. Pentru că răspunsul la această întrebare vă va oferi foarte multe răspunsuri în munca voastră. Atât în ședințele de evaluare, de psihodiagnostic social, cât și în ședințele de terapie, dacă sunt printre voi și psihologi care fac terapie.
Care erau regulile nescrise? Ne-am dat seama în cadrul exercițiilor cu instrumentul acesta cu genograma că foarte multe dintre regulile nescrise din cadrul familiei le-am preluat inconștient. Iar dacă noi am făcut asta și beneficiarii noștri au făcut la fel, cât de mult ne-au influențat aceste reguli nescrise, cu siguranță am văzut în comportamentele pe care aceștia le-au avut. Cu siguranță putem să vedem în cadrul bolilor grave, cum ar fi, de exemplu, schizofrenia, dacă vorbim de beneficiari din sfera al sănătății mentale, că există un pattern acolo, că au existat situații în care și alte persoane din cadrul familiei au fost afectate, au fost bolnave, că există poate o transmitere genetică, că lucrurile acestea ni le putem explica în acest moment și ne dăm seama că nu suntem noi de vină pentru asta, pentru că unul dintre sentimente este acela de vinovăție. Este o reflectare și o oglindă atât de puternică a vieții noastre și a ceea ce se întâmplă cu noi, încât rezultatele vor fi de-a dreptul uimitoare. Este extrem de important ca tipul acesta de intervenție, după realizarea genogramei, să fie realizat, să fie făcut cu persoanele cu care am stabilit deja un grad de încredere destul de ridicat. Un beneficiar pe care îl cunoaștem foarte bine, un beneficiar cu care am lucrat, un beneficiar care are încredere în noi. Pentru că va trebui să gestionați foarte bine informația, deoarece răspunsurile pot să-l aducă pe beneficiar într-o situație de foarte mare tensiune, într-o situație de depresie, într-o situație în care nu și-ar dori să fie, iar atunci voi să fiți pregătiți să oferiți sprijinul necesar. Să știți, să puteți interveni astfel încât procesul acesta să fie unul de învățare și nu să fie unul traumatic pentru el. Nu aș vrea sub niciun chip să vă treziți că nu a mai venit clientul la voi. Cu cine o folosim? Se poate folosi atât cu copii, în faza de terapie, în faza de sprijin, de suport, în cadrul serviciilor sociale pe care le oferiți. Se poate folosi atât cu femei, cât și cu bărbați, cu persoane vârstnice. Doar în scopul ta persoana să se înțeleagă pe sine, să înțeleagă mai bine situația pe care o trăiește, să înțeleagă mai bine originea, poate, a problemelor pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, să-și explice mai bine situațiile care au fost complicate și neexplicate până atunci, să-și dea seama de lucruri nespuse și pe care nimeni, poate, niciodată nu s-a aplicat și nu a avut răgazul necesar să-i le povestească. Desigur, avantajele vi le-am prezentat, puțin am prezentat și din dezavantajele pe care le poate genera folosirea reflecției și la genogramă nu aș considera că ar fi niciun pericol decât că ar fi o foarte bună imagine asupra familiei din care provine și pentru voi ar fi o resursă nesperată de informații despre ce se întâmplă cu familia de proveniență a beneficiarului vostru. Aici nici nu putem să vorbim despre pericole, însă la procesul de reflecție putem să vorbim despre dezavantaje. Aducerea beneficiarului în depresie este unul dintre dezavantaje. Dacă nu sunteți pregătiți să-l susțineți și să-i oferiți suportul necesar sau să apelați la un coleg disponibil pentru a vă îndruma, pentru a vă ghida în a parcurge această etapă de reflecție, nu o folosiți. Păstrați-o pentru acei beneficiari cu care aveți o relație de încredere și care sunt echilibrați din punct de vedere psihic la momentul la care voi începeți acest tip de discuție. Cine poate să folosească această metodă? Această metodă poate fi folosită de către psihologi, de către psihopedagogi, de către asistenți sociali cu îndrumare și cu păstrarea echilibrului atunci când intrăm atât de puternic în viața clientului nostru. Sunt resurse extrem de importante pe care colegii noștri de la Universitatea din Vorarlberg ni le-au transmis în cadrul Academiei Concordia și pe care, după cum vedeți, că suntem împreună astăzi aici, încercăm să le trimitem și noi mai departe către voi. Acestea sunt aprofundate în cadrul unor exerciții în timpul trainingului pe
care noi îl desfășurăm și metodele și tehnicile de lucru complexe se învață efectiv în cadrul trainingului. Deci să nu vă speriați să folosiți aceste metode dacă veți fi participant în cadrul Academiei, căci veți stăpâni foarte bine tehnica și cu siguranță nu veți mai avea niciun fel de emoție și atunci toată această discuție nu mai este atât de necesară și punerea accentului pe dezavantaje, păstrând, bineînțeles, avantajele cele mai multe pe care procesul de reflecție îl aduce în munca noastră. Aș vrea să știu dacă sunt întrebări, pentru că mă apropii de epuizarea timpului alocat. Așteptăm acum întrebări, deocamdată nu, dar așteptăm puțin. Desigur. Nu avem întrebări, Mariana, deocamdată. Am înțeles. Așa cum precizam, fiecare din etapele pe care eu le-am prezentat sunt foarte detaliate în cadrul trainingului. Am să mai las puțin slide-ul cu simbolurile grafice ale genogramei, astfel încât să puteți să aveți o vizualizare cât mai bună asupra lor. Cum spuneam, vă pot trimite mai multe dintre simbolurile folosite în genogram, în instrumentul acesta, ulterior, prin intermediul Anei, astfel încât să puteți să utilizați chiar de mâine în organizația voastră să introduceți acest instrument. Cu siguranță, unii dintre colegii voștri vor spune, bine, acum și desenez, după ce scriam atât de mult, mai trebuie să fac și niște semne, nu sunt talentat la desen. Credeți-mă, nu vă trebuie niciun fel de talent la desen, iar atunci când veți găsi aceste simboluri, de exemplu, în dosarele beneficiarilor voștri, veți recunoaște cu ușurință ce reprezintă fiecare dintre simboluri. Genograma puteți să o faceți nu neapărat de la început, puteți să o faceți pe parcursul evaluării cazului. Genograma poate fi refăcută pe parcursul lucrului cu un beneficiar, pentru că ar putea să aducă elemente noi în viața acestuia sau de care să-și aducă aminte sau pe care nu a vrut să le amintească pe parcursul evaluării. Deci, etapele de realizare a genogramei, pentru că m-am întors la genogramă, cred că v-am speriat puțin cu procesul de reflecție, astfel încât să vă doriți să aflați mai multe informații despre cum se implementează el și de aceea am revenit la genogramă. Așa că eu aștept orice altă informație de care aveți nevoie, astfel încât să putem să continuăm în a vă oferi sprijinul așa cum simțiți voi. Înțeleg că avem întrebări? O să încep cu cât de departe trebuie sau putem merge cu genograma, dacă poți să ne spui. Putem să mergem foarte departe cu genograma. Cum spuneam, pentru un adult avem nevoie de minim 3 generații, astfel încât tabloul social, psihosocial al beneficiarului să fie complet. Putem merge, putem să-l extindem inclusiv la relațiile cu persoanele de referință pentru beneficiarul nostru, pentru cazul nostru. Putem introduce prietenii acolo. Orice fel de persoană care poate reprezenta un suport și pe care beneficiarul îl recunoaște ca făcând parte activă din viața sa. Și este extrem de important să-l punem. De ce? Pentru că va reprezenta o reală resursă în munca noastră în a-l ajuta pe beneficiar sau pe clientul nostru. Deci putem merge departe, nu avem limitări. În schimb, atunci când facem genograma pentru copii sau împreună cu copilul, să ținem cont că acesta nu o să poată să spună despre cele 3 generații ale familiei sale, pentru că cu siguranță nu le cunoaște. Și ne rezumăm la cel puțin părinții, unchi, bunicii, dacă îi cunoaște.
Mulțumesc. Un participant ne zice, nu mi este foarte clar cum putem nota grafic problemele. Lucrez cu persoane exploatate sexual, majoritatea au experiență de abuz în copilărie. Cum poate scoate asta în genogramă, de exemplu? Putem avea notițe sub schemele grafice, sub simbolurile grafice. Genograma o folosim pentru a reda întreg tabloul familiei. Putem conștientiza beneficiarul cât de complexă este familia și că există atât de multe resurse pe care beneficiarul poate să le acceseze. Discutăm despre fiecare personaj în parte pe care beneficiarul nostru, pe care, să spunem, beneficiara persoanei care a întrebat, putem să discutăm. Este posibil să apelăm la sprijinul persoanei X despre care acum știm că există în viața ta, că a existat în viața ta. Notițele importante despre abuz sau despre trafic le putem face într-o pagină alăturată, astfel încât noi să putem construi pe baza simbolurilor. Mulțumesc. Alături de modelul genogramei putem să trimitem după și un ghid cu întrebări pentru procesul de reflecție? Cu siguranță. Cu siguranță. Întrebările pe care eu le-am folosit astăzi pot să vi le trimit. Desigur, maestria celui care pune întrebarea este extrem de importantă. Vă recomand să păstrați spațiu între întrebări. Dacă simțiți că beneficiarul, clientul vostru, nu poate duce toate întrebările într-o singură sesiune, să stabiliți în sesiuni separate, distincte, pentru fiecare calup de întrebări. Dacă simțiți că sunt lucruri vulnerabile pe care le-ați atins cu întrebările respective, rămâneți pe ele până beneficiarul se liniștește și vă poate povesti datele importante care vă vor ajuta pe voi, dar mai mult pe beneficiar în ajutorarea cazului, în sprijinul acestuia, în procesul lui de revenire. Mulțumesc. O întrebare foarte punctuală pe schema genogramei. Ce reprezintă pătratul înscris în pătrat la familie? Pătratul înscris în pătrat, de fapt, pentru că nu aveam suficient spațiu pentru a reprezenta întreg tabloul genogramei, toate simbolurile genogramei. Așa cum spuneam, sunt mult mai multe simboluri. Am pus în cadrul acestuia simboluri de bărbat, de femeie, persoană necunoscută despre care beneficiarul nostru spune că există, cum este decesul. X-ul acesta este persoana decedată. De exemplu, punem acel X la bărbat. Tata sau mama este decedată și atunci îl tăiem cu un X. Ce reprezintă, cum este reprezentat avortul prin acea linie întreruptă? Cele două linii întrerupte la fel reprezintă divorțul. O singură linie care întrerupe o linie continuă este reprezentată de separare. Relațiile scurte, după cum vedeți, nu sunt finalizate dintr-un capăt în celălalt al simbolului grafic. Sunt câteva simboluri suplimentare față de cele care se văd în stânga ecranului. Ele sunt mult mai multe, cum spuneam, există simbol pentru boală, simbol pentru alcoolism, însă spațiul nu ne permite să le detaliem pe toate, dar vi le pot trimite așa cum le-am pregătite pentru cursurile din cadrul Academiei Concordia. Mulțumesc. Încă o întrebare, mai luăm, dacă putem să trimitem după webinar și reprezentări ale genogramei într-un anumit caz, exemplu de genogramă completă sau... Sigur că da, se poate face asta. Sigur, sigur că da, se poate face asta, fără nicio problemă. Pot să fac lucrul acesta, să construiesc o genogramă pentru un caz, astfel încât colegii care se află acum aici, cei care sunt alături de noi, pentru că mă gândesc că suntem la o sesiune așa scurtă, friendly de curs și îi ajutăm pe colegii noștri care au fost interesați de această sesiune să afle mai multe lucruri, pentru că asta este unul dintre principiile pe care noi le folosim în cadrul Academiei Concordia. Niciodată nu am spus nu și niciodată nu am întors spatele atunci când cineva a avut nevoie de sprijinul nostru și pot să construiesc o genogramă pentru un caz și să o trimit.
Mulțumim mult, Mariana. Ne vom opri acum. Mulțumim încă o dată pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi. Iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu tot ce am promis și cu prezentarea Marianei. Acum mă grăbesc să închidem webinarul pentru a porni acel formular de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Acesta va apare automat. Eu vă mulțumesc. Formularul de feedback de care vă spuneam va apare automat. Tot ce trebuie să faceți este să așteptați să apară fără să faceți niciun click. Mulțumim mult încă o dată. La revedere! Mulțumesc!